microbi, bacterii, virusuri, fungi, paraziți, antibiotice, vaccinuri. Dacă te-ai întrebat vreodată care e diferența dintre toate aceste lucruri și nu ai găsit încă o explicație suficient de bună, stai alături de mine în următoarele minute pentru a înțelege odată și pentru totdeauna diferența dintre aceste noțiuni. Bine venit la Brainium, eu mă numesc Vlad și astăzi vom vorbi despre microbi. Ce sunt microbii de fapt? Sunt niște microorganisme, adică niște organisme foarte mici, ce nu pot fi văzute cu ochiul liber doar la microscop, ce trăiesc atât în interiorul cât și în afara corpurilor ființelor vii. De câte tipuri sunt microbii? Există 4 grupe principale de microbi. Hai să luăm pe rând. Bacteriile. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, adică au corpul alcătuit dintr-o singură celulă, ce se înmulțesc și se întrețin singure. Ele sunt de multe tipuri, sunt rotunde și se numesc coci, sunt în formă de bastonaș și se numesc bacili, sunt în formă de spirală și se numesc spirochete, sunt în formă de virgulă și se numesc vibrioni și multe alte tipuri. Ele pot locui în grup mare și atunci se numesc stafilo sau pot locui într-un șir indian și atunci se numesc streptococi sau streptobacili. Ca structură, după cum am spus înainte, sunt unicelulare, adică alcătuite dintr-o singură celulă. Asta înseamnă că au un ADN, au o citoplasmă și un perete celular. De asemenea, pe suprafața lor, unele mai au cili sau flageli, care le ajută să se deplaseze mult mai ușor. Bacteriile astea nu sunt toate rele, adică le putem încadra în 3 categorii. Bacterii bune, de exemplu cele care fac brânza, cum ar fi diversi lactobacili, sau cele care fac vinul, cum ar fi Acetobacter aceti. Și chiar la noi în intestine avem bacterii bune, cele care alcătuiesc microbiota și ne ajută să digerăm mâncarea și secretă anumite vitamine, cum ar fi vitamina K. Bacteriile rele, adică cele care ne bolnăvesc, cum ar fi salmonella sau bacilul tuberculos care dă TBC sau gonococul care dă gonoree. Și mai avem categoria de mijloc, adică bacteriilor inofensive, dar care dacă ajung în locuri unde nu ar trebui să fie sau se înmulțesc prea mult, atunci devin rele, cum ar fi de exemplu E. coli. Contaminarea cu bacterii poate avea loc pe toate căile, pe gură, respirator, prin act sexual neprotejat, prin sânge și multe altele. Ca prevenție avem în primul și în primul rând igiena, adică să ne spălăm pe mâini. Și pe noi, evident. De asemenea, e bine să fim atenți și la ce mâncăm, să fie bine spălat și preparat. De asemenea, și activitatea sexuală protejată reduce foarte mult riscul de infecții sau de boli cu transmitere sexuală. Semne tipice ale unei infecții bacteriene sunt febra și prezența puroiului. Ca tratament, când bacteriile ne fac rău și produc o infecție, se dau antibiotice de către medic. E foarte important acest lucru și îl subliniez din două motive. În primul rând, există o grămadă de bacterii și o grămadă de antibiotice. Și nu merge orice antibiotic împotriva oricărei bacterii. Unele antibiotice, de exemplu, omoară bacteriile distrugând peretele celular. Deci evident că nu va funcționa împotriva bacteriilor ce nu au perete celular. Este doar un exemplu, pentru că antibioticele acționează în foarte multe moduri. De aceea, ca infecția produsă de bacterie să fie vindecată, trebuie luat antibioticul potrivit, în cantitatea potrivită și durata de timp potrivită. În al doilea rând, bacteriile sunt inteligente și se adaptează. Și cu cât se întâlnesc mai des cu antibiotice, cu atât învață să fie mai rezistente. De aceea, una dintre cele mai mari probleme medicale din viitor va fi rezistența la antibiotice și apariția acelor superbacterii care nu vor putea fi combătute cu nimic. Și va fi vai de noi atunci. Soluția este să se ia antibiotice doar atunci când este cazul, adică în infecții bacteriene, nu pentru orice răceală banală care e produsă de un virus. Și că tot am vorbit de răceală, hai să trecem la virusuri. Doresc să fac o mențiune ortografică înainte, și anume a faptului că substantivul virus are două forme de plural, virus și virusuri. De regulă, prima variantă se folosește în domeniul informaticii, adică la calculator avem virus, pe când în medicină se preferă cea de-a doua variantă, adică cea a virusurilor biologice. Nu e greșită nici prima, însă se preferă cea de-a doua formă. Revenind, virusurile sunt niște microorganisme foarte interesante. Încă e dezbătut dacă sunt vii sau nu. Ele sunt mult mai mici decât bacteriile și sunt constituite doar dintr-un ADN sau RNA și un înveliș, care poate fi simplu sau poate fi cu țel, așa cum este, de exemplu, în familia coronavirusurilor. În rest, n-au nimic, nu au organite, nu se pot înmulți singure. Pentru asta trebuie să invadeze alte celule, să le deturneze, așa ca teroriștii, și să se folosească de mecanismele lor
interne. Se înmulțesc și produc milioane de alte virusuri care la rândul lor infectează alte celule și așa se produce boala. Bineînțeles că sistemul nostru imunitar intervine în apărare, însă până se formează suficienți anticorpi specifici împotriva acestui virus și până se formează memoria imunologică, durează câteva zile. Mai multe lucruri despre această imunitate cu memorie am discutat în videoul despre vaccinuri, al cărui link l-am pus în descriere și se poate accesa dând click aici sus. Contaminarea se realizează și aici pe toate căile. Pe cale respiratorie putem lua virusul gripal sau coronavirusul, pe cale digestivă Ebola sau rotavirusul la copii, pe cale sexuală, cum ar fi HIV, pe cale sanguină, cum este hepatita B, și altele. Din nou, ca prevenție avem igiena mâinilor și igiena alimentară. Numai așa, ca fapt divers, hepatita A se numește boala mâinilor murdare. Foarte importantă este activitatea sexuală protejată pentru a nu transmite HIV sau herpes. De asemenea, purtatul măștii pentru a nu transmite virusuri pe cale respiratorie, cum e coronavirusul. Și probabil cel mai important mod de a preveni bolii virale este prin vaccinare. În episodul despre vaccinuri, al cărui link l-am pus deja în descriere, am explicat foarte pe larg cum funcționează vaccinurile și de ce sunt atât de importante. Ca medicamente se folosesc antiviralele, nu antibioticele. Și subliniez acest lucru din două motive. În primul și în primul rând, antibioticele nu acționează în niciun fel asupra virusurilor. Iar în al doilea rând, luând antibiotice degeaba pentru o răceală, o gripă sau un herpes, nu face altceva decât să ajuți bacteriile să devină mai rezistente la antibiotice, adică lucruri de care am discutat înainte. Deci, fără antibiotice în infecții virale. Paraziții. Nu mă refer la trupă, ci la niște microorganisme care fac parte din clasa eucariotelor, adică sunt niște celule care au un nucleu cu ADN înăuntru. Seamănă foarte mult cu celule animale sau umane. Practic, în această grupă intră organisme pluricelulare, cum ar fi viermii, adică tăinile sau limbricii, și organisme unicelulare, cum ar fi protozoarele, de exemplu, adică Giardia, Toxoplasma, Plasmodium. Ideea e că paraziții ăștia dau infecții destul de nasoale. În ceea ce privește contaminarea, parazitozele, adică infecțiile produse de paraziți, sunt legate de animale și se transmit pe cale orală, adică pe gură, prin nespălarea mâinilor, nespălarea fructelor și a legumelor înainte de consumare, neprepararea cărnii sau prepararea insuficientă a produselor animale. De exemplu, carnea de porc, care n-a fost verificată de veterinar și care n-a fost gătită suficient, poate conține trichinela, care dă trichineloză. Mai sunt paraziți, precum Plasmodium, care se transmit prin înțepături fără de țânțar și dă malaria. Pisicile, de exemplu, pot transmite toxoplasma, care dă o boală foarte gravă pentru gravide. Principala metodă de prevenție este, din nou, igiena mâinilor și cea alimentară. Trebuie spălate foarte bine fructele și legumele înainte de a le consuma, carnea trebuie preparată foarte bine și trebuie luată doar din surse verificate de veterinar și obligatoriu animalele de companie trebuie vaccinate și deparazitate. E simplu, nu? Tratament există cu medicamente antiparazitare. Deci, nu antibiotice, că sunt inutile împotriva paraziților și a virusurilor și pentru că produc creșterea rezistenței bacteriilor antibiotice. Fungi. Ultima clasă povestită astăzi este cea a ciupercilor și mucegăiorilor. Nu acestea, ci acestea. Aceste organisme se înmulțesc prin spori, care sunt foarte, foarte rezistenți. În ceea ce privește contaminarea, fungii se transmit fie prin contact, adică le iei de o altă persoană sau le iei de la sală, să zicem, de la duș, fie pe cale respiratorie, adică le inhalezi. Prevenția cea mai bună este, din nou, igiena. Și e foarte bine că atunci când nu faci duș acasă, ci faci la sală sau într-un hotel, să folosești lapii, ca așa să nu cumva să iei ciuperci la picioare. Tratament există, cu antifungice, nu cu antibiotice, din nou. Cam atât a fost pentru azi. Dacă vreți să știți mai multe, puteți să aruncați o privire asupra surselor din descriere. Iar dacă v-a plăcut și vi s-a părut util, nu uitați să distribuiți video-ul și prietenilor voștri, să-mi dați un like și cel mai important, să vă abonați la Brainium pe YouTube. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem data viitoare!